Femeile au fost omagiată ieri și în cadrul festivalului Pascal Mâinile Mamei din orașul Nisporeni. Vizitatorii au avut parte de un spectacol muzical, expoziții cu vânzarea obiectelor meșteșugărești, dar și a deliciilor culinare. Banii adunați în urma vânzărilor au fost donați la doi copii din urba noastră care suferă de boli nemiloase. O mamă cu băiatul ei. Zeci de gospodine s-au întrecut la prezentarea bucatelor tradiționale pe care le-au gătit după recetele moștenite din străbuni. Astăzi am venit cu masa tradițională care înainte bătrânii noștri, mămăligă, friptură de cârlan, de purcel, mămăliga care se mânca cu smântână, cu brânză de oi, cașul de proaspătă de oai. Tot ce se va vinde, se va da acestor doi copii. Sperăm că să fie și ea bucuroși. O mână de gospodini brave, care am gătit chiar astă seară, astă noapte. Dacă vreți să vedeți, avem mâncare pregătită în cuptor, pusă de astă noapte, pâinică coaptă și saralie la modă. Și avem ghițmană, o mâncare foarte veche, foarte veche. Asta e pizza modernă, iată, vedeți. Pizza de cândva. Așa, și avem cărnuri, măliguță, brânzică, răciturile. Iar meșteșugarii și-au expus obiectele confecționate cu multă dibăcie. Am un grup de elevi care participă la cercul de traforare manuală lemn și le-am povestit care e situația și ei au hotărât să participe și din ceea ce pot îi face să vândă ca să doneze. Evenimentul a adunat participanți de peste 30 de sate din 4 raioane ale țării. Fiecare localitate a amenajat o casă mare, iar episcopul de Ungheni și Nisporeni a mers pe la fiecare dintre ele. Casa mare la un creștin trebuie să fie casa mare împodobită la învierea Domnului cu dulciuri, cozonac, pască, ou boite și trebuie să fie în casă icoana, candela și cartea de rugăciune. Festivalul a fost vizitat de zeci de oameni din diferite colțuri ale țării. Mulți dintre ei au plecat acasă cu pungile pline de cumpărături. N-am participat prima dată, vedem, dar e foarte, foarte frumos. Deci nu m-am gândit că există la noi, în Moldova, așa ceva. Cu echipul Sfântul Nicolae, deoarece casa noastră sfințită este ocrutitorul familiei noastre. Și aici avem binecuvântarea casei și desemne pentru copii. Ca anul s-a de pregătit, niciodată nu a fost. Foarte frumos. Lucruri fericite de femeile care muncesc și fac așa lucruri frumoase, delicate și nici cuvinte n-am. E că ne-a plăcut cu împletiturile astea, cu suturile astea frumos la prosoabe. Printre vizitatorii evenimentului s-a numărat și un grup de tineri din India care studiază la Universitatea de Medicină din Chișinău. Here the food was really nice because back there we make food with electricity and things like that. But the priests over here told that they make food with hands, which was really surprising for us. And the food also was really tasty, and the cultural food and things like that was just amazing, so delicious. La sărbătoare au fost prezente și conducerea orașului, dar și a raionului. Acest frumoasă sărbătoare care se petrece în fiecare an și dă curs pentru mai mulți credincioși de a fi mai aproape de tradițiile noastre, de a promova tradițiile creștine. Noi scoatem în evidență mâinile mamei, care ne adorm, care ne hrănesc și care ne fac semnul crucii când ne pornim la drum. Acestea sunt elementele cele mai importante în creșterea unei societăți sănătoase, în creșterea unei generații puternice. Banii adunați în urma vânzărilor au fost donați unui băiat de 7 ani care suferă de cancer, dar și unei fetițe cu 2 ani mai mică diagnosticată cu autism. Mama ultimei spune că sursele financiare îi vor fi de mare folos. Mergem la un centru care se numește SOS Autism, el costă lunar 6.000 de lei, plus cheltuielile care le mai avem drumul, avem nevoie de tratament care ne costă 1.500 de lei, adică pentru ca ea să menținem, să fie mai mult liniștită. Cheltuielile sunt foarte mari și
vreau să ajut copilul, ca ea să poată să fie încă toată lumea, să poată vorbi și să meargă la școală. Cea de-a 14-a ediție a festivalului a avut un scop caritabil, dar și a marcat ziua mironosițelor, așa că la final fețele bisericești au dăruit flori femeilor. Evenimentul a fost organizat de Episcopia de Ungheni și Nisporeni împreună cu Primăria, dar și Secția Cultură a Consiliului Raional Nisporeni.